Agentul economic care a organizat evenimentul a achitat doar plata pentru evacuarea gunoiului din piață după festival, nu și curățarea teritoriului de urmele de pudră colorată. Prin urmare, în următoarele zile, întreprinderea municipală de profil va trebui să spele culorile, dar și să-și asume cheltuielile pentru aceste lucrări. O să vedem care a fost, ce a fost prevăzut în dispoziție și cel mai mult probabil, mie îmi pare că o să fim nevoiți noi singuri să facem acest lucru pentru alții. Dar pe viitor o să întreprindem măsurile corespunzătoare. Sunt unele lucruri care te înveți cu timpul, adică am avut festivalul ăsta o dată, a doilea oară și am mers cum am mers. De data aceasta dezordinea este prea mare față de cel puțin de doi ani în urmă. Primarul interimar susține că taxele pentru astfel de evenimente sunt percepute de la organizatori și de regulă acoperă cheltuielile pentru salubrizare și WC-urile publice.